Salvamontiștii din țară au fost solicitați să intervină în peste 200 de acțiuni de salvare și de acordare a primului ajutor pe parcursul lunii noiembrie, fiind salvate aproximativ 250 de persoane, potrivit președintelui Asociației Naționale a Salvatorilor Montani din România și Consiliului Serviciilor Publice Salvamont, Sabin Cornoiu. Conform acestuia, luna noiembrie, luna de debut a sezonului de iarnă, a fost caracterizată pe o perioadă cu activitate turistică intensă, cu un număr foarte mare de turiști pe munte, fapt ce a impus asigurarea și asistența de salvare montană la un nivel ridicat, zilnic, un număr de circa 600 de salvamontiști aflându-se la datorie în zonele montane cu afluență turistică mare în zonele de practicare intensivă a sporturilor montane, în punctele medicale și de intervenție din aproximativ 110 posturi și baze salvamont.